Ia de oameni. Nu se adă, oameni face o verificare. Mă verificați un jandarm. Mai frumos. Pentru că sunt o persoană privată, nu trebuie să nu, ați zis că sunteți de la stat. Păi sunt. Și v-ați prezentat chiar cu nume. Da. Ce deci faceți? Faceți vlog? Da, deci nu, sunteți persoană privată, sunteți reprezentant al statului. Da. Și acum faceți un abuz. Și ce faceți? Eu sunt cetățean, liber. Am mai multe drepturi ca dumneavoastră. Fac conform legii, fac un interviu de securitate. Așa. De ce? Prezent vreun pericol ceva? Da. În ce fel? Cum? M-au verificat jandarmii. Prin simpla prezență, sunt pericol. Poate în statul... Aveți o atitudine suspectă. Poate în statul ăla totalitar, Ceaușist. În oricare acum suntem stat liber. În oricare stat. Suntem un stat liber acum. Ce vă ocupați dumneavoastră? Acum vă filmez pe dumneavoastră. Mă filmați. Da, și mi-apăr drepturile fundamentale. Apărați-vă. Da. Și dreptul meu e să vă legitimez și să vă intervieze. Să vă arăt iar buletinul cum a văzut jandarmii mai devreme. Vă arăt și buletinul. Dar care e temeiul să mă legitimați? Temeiul este prezența justificată în zona noastră. Nejustificat? Ia uitați, e eveniment public, de interes public. E eveniment public, dar pentru comunitate. Dumneavoastră nu faceți parte din comunitate. De unde știți dumneavoastră? De unde știți dumneavoastră? Dovediți-mi atunci. Ce să vă dovedesc? Că faceți parte din... Care e comunitatea care susține Israelul? Da. Iată, eu sunt din comunitatea care susține Israelul. Chemați organizatorii să chemați organizatorii. Dacă nu sunt, vă rog frumos să circulați. Eu circul că sunt liber. Păi circulați. Eu stau în afara țarcului. Ia vedeți ce liber stau în afara țarcului mai departe. Eu stau aici în stradă. Mai arătați-mă de toate cu buletinul. Întâi să vă prezentați dumneavoastră. Stan cu George. Stan cu George. Eu Oleg Bregă. Bun. Un document. N-am. N-aveți. Unde e domnișoara de la jandarmi? Fata care a trecut în patrul. Chemați-o puțin aici, vă rog. M-au verificat fata telefon, din patrul. Căzut totul, da, în regulă. Eu vreau să vă verific și eu, să mă asigur. Dacă mi-a arătat dumneavoastră o legitimație, eu vă arăt buletinul. Nu am ce legitimație să vă arăt. Nici eu, dar nici un buletin ce să vă arăt. Vă la 6. Două minute. Erau 2 minute cu 10 minute. 2 minute. Cheamă pe stație, te rog, că n-am datele dumnealui și nu vrea să-mi arate documentul. Arătați-i domnul jandarm documentul de rețetă. Domnul jandarm, el e în uniformă, dar dumneata ești în civil și ești periculos. Ai comportament suspect. Și din amostră mai arătați-mi odată și ghiozdan. Conținutul ghiozdan, da? Dacă v-a spus jandarmul cum ai verificat, vreți dumneavoastră acum să mă umiliți? Da. Da? Nu vreau să vreți mă umiliți. Vreau să mă asigur că sunteți cetățean de bună credință. Dacă m-au verificat jandarmii și v-au spus că m-au verificat, de ce nu-i credeți? Eu nu pot să-i nu-i credeți pe jandarmi. Datele dumneavoastră. Hai uitați-vă, să nu stau deschis cu asta mult timp. E perfect. O carte, e o sticlă, e perfect. O șapcă. A fost greu? A fost greu? De ce îmi fotografiați buletinul? Că astea sunt date personale și ăsta e telefonul dumneavoastră personal. De serviciu. O să vă scriu plângere. Scrieți-mi. Pentru că prelucrați date cu caracter personal. Numesc, eu n-am de unde să știu că vă numesc Stan cu Gheorghe, pentru că s-ar putea să vă numesc totul altfel. Mi-ați arătat nicio legitimație. Eu consider asta e un abuz. Exces de zel. Fotografiază el buletinul. Ceaușist. Trecut 30 de ani nu s-a schimbat nimic, aceeași atitudine, ostilă a reprezentanților statului față de drepturile omului, drepturi fundamentale. Ori România europeană și NATO, ori Federația Rusă, ori Belarus, cam aceeași bătaie de joc. Sunteți cetățean român, nu? Da, nu vedeți că mi-a verificat buletinul și CNP. Și atunci sunt deranjat că vă bateți joc de drepturile noastre în statul nostru european. Asta e un abuz ce ați făcut dumneavoastră. Lucrurile astea se întâmplă pentru securitatea dumneavoastră. A, sigur, mare nevoie aveam. Mi se pare că v-am abuzat cu ceva, da, fiind cetățean, și m-ați legitimat fără motiv. Fiind cetățean de bună credință, ar fi trebuit să-mi prezentați documentele dumneavoastră. Nu prezint oricui, vine unul în șapcă și zice, Stancu Gheorghe, prezintă-mi actele. Sigur că da. Cu colegul meu de la au trecut adineauri jandarmii, v-au spus. Au trecut adineauri jandarmii pe aici, au spus, l-am verificat, ce e în regulă. Bun, și nu-l credeți. Atâta timp când nu mi-au dat verificarea dumneavoastră. Pe jandarmi nu-i crede.
Păi cred, numai că îmi trebuie dovezi palpabile. Da. Eu nu merg pe vorbă bună. Nici pe jandari nu-i creează, e halal reprezentant al statului. O buletin pe ea. Obligația cetățeanului să se schimbe în condiția în care s-a determinat, corect? Nu există sancțiune pentru... Nu, cred că, cred că e tăiat de stat. E posibil să-l fi schimbat. Și îl așteaptă pe celălalt, adevărat, pe da. Poți să plec? Până la urmă, care e scopul dumneavoastră aici? Am vrut să verific reacția dumneavoastră și acum mi-am dat seama. Și da. Înseamnă că ne facem treaba dacă v-am... Nu, nu-i bun așa. Opriți, nu, asta nu-i democrație. Păi, nu-i bun așa, vă rog să verificați și pisica, behemot. Lemotanul behemot, ia uitați-o ce urât. Ia uitați-o ce e rău intenționat de, vedeți ce privire are. Vă propun să-l verificați. Penibil cred că sunteți dumneavoastră. Așa reacție să aveți la... Oameni care stau în zonă, dacă care au susțină, faceți parte din comunitate. Dacă protestați și stătea cineva să uita la dumneavoastră, nu voia să fiți în siguranță și eu să mă asigur că ăla e de bună credință? Nu, nu pentru că ai ieșit în stradă să te exprimi, să te vadă oameni. Și dacă vinea cineva care făceau contra manifestația dumneavoastră și vă dădea cu pietre în cap? Contra manifestație cu ce? Fără lozincă, fără megafon, fără nimic? Nu știam dumneavoastră, fără cum s-a referit în general, înțelegeți? Că putea să iasă alte persoane. Oamenii au ieșit în stradă să arate ceva. Corect, noi am venit să vedem ce ne arată. Iată, au pus drapele, au pus lozinci. Am venit să ne uităm la lozinci. Îi verificați pe toți cetățenii care vin să uite la lozinci? Halal stat de drept, e bătaie de joc. Nici europenește nu e, nici democratic. Nu sunt de acord. Nu mai puțin, vezi datele și... Iar? Încă n-ați terminat? Se fac verificări și mergeți după aia și vă exercitați drepturile. Dar să verificați și pisica asta nu-mi place deloc cum se uită. Păi verificați dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți interesat de persoane care se uită urât. Stai că vine spre noi. Misoieș, ce misiune are? Ești din comunitate? Sau de la Antitero? Undercover. Mersi. Și eu pot să plec? Mai stați puțin, că nu voi ieși de atât. La viitoare, dacă toți sunteți o persoană de bună credință și vă interesați asupra dreptului meu să citiți și legea 535. Da? Ce spune legea? Care spune, stipulează clar ce înseamnă interviul de securitate. Da? Și o să vedeți că sunt îndreptățiți să vă aplic acest interviu de securitate când sunteți într-un dispozitiv de securitate. Dispozitiv de securitate ce înseamnă? Deci nu, aici în stradă? Aici este un dispozitiv de securitate. Atâta timp cât vă aflați lângă forțele de ordine, sunteți în proximitatea unui dispozitiv de securitate. Da? Deci înainte de a face și a de a avea o atitudine refractară, trebuie să studiați niște legi. După care veniți și eu spuneți știu, că eu v-am abuzat. Eu știu niște drepturi fundamentale care scrie în Constituție și în Convenția Europeană. Sunt să trăiți pe stradă neîngrădit, da? Eu doar v-am legitimat și v-am întrebat câteva lucruri. Și eu v-am spus, m-ați filmat cu pisica. Și eu v-am spus numele, pentru că dumneavoastră numai numele mi l-ați spus. Și altceva. Da, numai numele. Ați vrut să-mi vedeți. Atât sunteți îndreptățiți să-l aflați numele meu și atât. Conținutul rucsacului. Normal. Se pare exces de zel. Mai ales că v-au zis jandarmii că m-au verificat. Deci prima dată înțeleg să arăt. Dar să vină fiecare civil să zică, bă, eu de la Antitero. Prezintă interes persoana ta. Dar se ignoră. Mersi, zi bună. Și se ignoră ce au zis jandarmii. Blau. Halau. Mai delicată e pisica asta. Sau pisoi. Să se înțelegem și gnic.